Serialul Old Nestai, în care joacă Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Casman, Cristina Ricci sau Gwendoline Christie, e acum în top pe Netflix, în România. În acesta joacă și doi actori români, e vorba de George Burcea, în rolul lui Lurcea Dams, și Victor Dorobanțu, din Mâna care e mereu alături de Old Nestai, personajul principal. Invitat în emisiunea Vorbește lumea de la ProTV, Victor Dorobanțu a povestit despre experiența pe care a avut-o înruchipându-le pe din. Am înțeles că a fost o căutare destul de mare în mai multe țări pentru rolul ăsta. Când a venit regizorul în România, sunt sigur că a căutat aproape toți magicieni de la noi din țară. Eu, la rândul meu, sunt tot magician. Nu o să mă las niciodată de spectacolele mele de mage. Au căutat un actor care să aibă dexteritatea și personalitatea mâinii. A fost o serie de castinguri în care ni se spunea să trecem prin mai multe emoții cu mâna, arată-mi cum arată mâna ta îndrăgostită. A povestit el Victor Dorobanțu este din Ploiești, iar pasiunile lui sunt actoria și magia. Iar el are o structură, o expresivitate și o emoție a mâinii, o tipologie pe care o simți când o vezi chiar dacă nu o descrii în detaliu în cuvinte. E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate și coordonare a mâinii și a înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact așa cum îmi imaginam că trebuie să fie Dădin și că era acolo lângă noi. În România, a explicat el.